Există un animal ale cărui zgomote insuportabile pe care le fac aduc leziuni grave timpanului uman. Este vorba despre maimuța urlătoare. Mai multe specii de urlători sunt distribuite pe scară largă în America Centrală și de Sud. Acestea sunt cele mai mari maimuțe din lumea nouă și ating în general lungimi de aproximativ 40-70 de centimetri, excluzând coada de 50-75 de centimetri. Urlătorii sunt maimuțe cu barbă robustă, cu aspect cocoșat și cozi, prensile cu blană groasă, care sunt goale pe partea inferioară a vârfului pentru a permite o prindere mai bună. Părul este lung și gros și, în funcție de specie, este de obicei negru, maro sau roșu. Urlătorii se caracterizează prin extinderea osului hioid într-un organ mare asemănător unei cochilii în gât, care dă rezonanță vocii. În legătură cu hioidul mărit, urlătorii au un gât mare, fălci proeminente și fețe înclinate înalte. Urlătorii sunt maimuțe care se mișcă lent, care de obicei stau pe ramurile cele mai de sus și rareori coboară la pământ. Se hrănesc în principal cu frunze. Când sunt în mișcare, urlătorii progresează în grupuri ordonate, conduse de obicei de un bărbat bătrân. Nașterile sunt de obicei singure și au loc în orice perioadă a anului. Un om poate auzi în mod normal sunete între 0 și 130 de decibeli. 0 decibeli reprezintă auzul uman sau pragul auditiv. 130 de decibeli este pragul durerii. În intervalul 0-130 de decibeli putem auzi orice sunet, de la foșnetul frunzelor la oameni care vorbesc și păsările cântând sau cântând muzică. Cu toate acestea, sunetele care încep de la 80 de decibeli pot fi dăunătoare, iar de la 110 decibeli în sus pot provoca disconfort și daune ireversibile. La apogeu, sunetul produs de maimuțele urlătoare poate să ajungă până la 140 de decibeli. Prin comparație, un avion de luptă produce la decolare un zgomot de 130 de decibeli, relatează click.ro.